Ne-am gândit să vă prezentăm o carte ce privește cumva altfel dragostea. O carte rezultată în urma multor ani de cercetare. Coordonatorul pe care îl vedeți înscris pe copertă, David Löwenherz, este un anticar, un specialist în autografe, care ani întregi a cercetat arhive private, a scotocit prin sertare și a adunat tot felul de mărturii ale vieții private, mărturii despre dragoste în diverse ipostaze ale ei. O să pătrundeți, citind această carte, în lumile intime ale unor personaje care au defilat spectaculos pe scena istoriei, de la Beethoven și Mozart, la Hemingway și Ronald Reagan, să zic, sau la o fana lui Elvis Presley, să zic. Și încercăm cu toții să conservăm un cotidian normal, nu? Niște gesturi de normalitate și a vorbi despre lucrurile frumoase, care ne fac bine sau care ne dau o minimă încredere în umanitate. Așa cred că face parte din conservarea acestei rutine. Și asta e un soi de rutină de care cred că avem cu toții nevoie. Dincolo de asta, aveți aici o colecție de scrisori, într-adevăr, o colecție de decupaje. Marius l-a studiat cu mult mai multă atenție din acest punct de vedere și cred că are mai multe să vă spune. Eu mi-aduc aminte că am primit la un moment dat un volum care avea scrisori ale ale lui Fitzgerald către Zelda Fitzgerald și era acest schimb pe care l-am devorat la momentul respectiv și în care mi-am dat seama după ceva timp că nu am reținut expresii și fraze și nici măcar o anumită momentaneitate, adică nu știu dacă legam un moment din scrisori de un anumit moment creativ, dar lucrul pe care l-am reținut și pe care l-am dus cu mine și cred că încă îl duc cumva, este o anumită stare. Este multă suferință și sunt multe din cele care vin la pachet sau care vin în cortegiul iubirii. Este multă gelozie, este multă resemnare, este și multă durere, nu odată. Și vă invit doar să intrați un pic în scrisorile lui Napoleon către Josephine sau în scrisorile Emma Hamilton către Nelson și veți vedea acolo că, da, toate aceste gânduri care sunt uneori năvalnic puse pe hârtie și, paranteză fie spus, mă gândeam cât de norocos trebuie să fie cel care a îngrijit acest volum, David H. Lowenhardts, pentru faptul că fiind anticar și venind în contact cu multe din aceste documente in folio, a putut să vadă felul în care realmente au fost scrise, să le atingă, să vadă, și el și spune la un dat în introducere, să vadă petele de cerneală sau urmele unui pahar sau urmele unei cești de cafea lăsate. Cred că aspectul vizual al acestor scrisori este el însuși un aspect care poate genera o altă carte.